Preotul Ilie Ciuban va vorbi despre semnificațiile Duminicii Sfintei Maria Egipteanca. Iubiți credincioși, iată că prin mâna și ajutorul lui Dumnezeu suntem în Duminica a cincea din post al Paștelui. Sfântul Evanghelist Marcu ne prezintă în a cincea duminică din postul Sfintelor Paști drumul făcut de către Mântuitorul Iisus Hristos din Galileea spre Ierusalim înainte de patimile și moartea sa. Împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos erau și cei 12 apostoli sau ucenici ai Mântuitorului Hristos. Mântuitorul fiind în față, iar ucenicii în urma lui, îngroziți, înspăimântați, deoarece pentru mulți calea crucii era ezitantă. Din acest grup al ucenicilor împreună cu Mântuitorul, cu siguranță că făceau parte și femeile mironosițe împreună cu Maica Domnului, cele care mai târziu au stat lângă cruce și au privit patimile, răstignirea, moartea și îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Emisiunea Cuvânt de Învățătură va fi difuzată la TV Sighet sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 13.